urs a fost filmat aseară în Bușteni, chiar pe strada principală. Sălbăticiunea a traversat fără probleme și apoi a luat-o la fugă pe trotuar, spre surprinderea șoferilor care circulau în zonă. Se pare că animalul era în căutare de hrană. Ursul, ai văzut? Ce ia? Păi de-aia te claxonam. Săptămâna trecută, locuitorii din Sinaia au fost cei care au dat nas în nas cu ursul. Animalul a fost filmat atunci, în timp ce căuta într-un coș de gunoi de pe o stradă care duce la Castelul Peleș. Autoritățile îi avertizează pe oameni să nu se apropie când văd un animal sălbatic, deoarece pot fi grav răniți.